Am revenit în sala Apollo din București pentru debutul disputei din prima etapă din Liga Florilor Mall dintre CSM București și HC Zalău. Suntem Marian Obsescu și Alexandru și vom fi alături de dumneavoastră pentru debutul sezonului. Da, așa cum spuneai și tu, un meci care la prima vedere este disproporționat și nu cred că la prima vedere, cred că chiar este disproporționat. CSM București, un lot stelar și handbal Curs Zalău. Avem în imagine componența echipei antrenate de Gheorghe Tadici, care are doar 14 jucătoare pe foaia de joc, 3 portari, Țăgean Rus și Andreea Popescu, 3 extreme stânga, Stamin Necula și tânăra Serencu, 3 inter stânga, Lazis, Mărginean, Bujor, în centru Tot și Bălăceanu. Nu au jucătoare de mână stângă pe foaia de joc zălăuangele, nici extremă dreaptă, nici inter dreapta. 3 pivoți, Naumenko, Moisin și Danilescu. Acum avem în imagine formația antrenată de Adi Vasile și Iulia Curea, Cristina Neagu, capitanul CSM București, 2 portari pe foaia de joc, Gloser și Davison. O singură extremă stângă, Alexandra din Didigan. În inter stânga le vom avea pe Emily Arțăn, Cristina Neagu și Ștefania Stoica. În centru, Gras Zadi și Andreea Rotaru. În inter dreapta, Laura Flips și Monica Kobilinska. Pe extremă dreaptă, Zelica Nicolici, Trine Ostergar și tânăra Ramona Apușcăroaie. Pe pivot, Andreea Ilincăi, Vilde Ingstad și Crina Pintea. Ne așteaptă un meci în care vom vedea la lucru noile achiziții ale echipei lui Adi Vasile. Evident, obiectivul principal este calificarea în Final Four, în Champions League, dar cu siguranță titlul este oarecum obligatoriu, pentru ce diferență de valoare se află în acest moment între CSM București și echipele care o urmează în lupta pentru titlu. Ionuț, Alin Stamatoiu și Mihai Ciutacu, cei doi arbitri, primul din Râmnicu Vâlcea, al doilea din București. Trebuie spus că în ultimele 10 întâlniri dintre cele două formații, CSM București a impus de 9 ori, o singură dată a câștigat Handball Club Zalău. Ne aducem aminte acel meci cu cântec, tot în prima etapă, în sezonul 2019-2020, când Zalău a câștigat cu 25-24, atunci în imagine Gheorghe Tadici, cel mai longeviv antrenor din Liga Florilor și cel mai în vârstă. Din nou s-au schimbat liniile, foarte multe schimbări la Handball Club Zalău în acest sezon. Sunt câteva jucătoare pe care Gheorghe Tadici nu poate miza, pentru că fie sunt accidentate, fie a transferat o angoleză care încă nu a primit drept de joc. Știți, e greu să, cu formalitățile, cu obținerea vizelor și a permiselor de muncă. De partea cealaltă, CSM București, așa cum spuneam, are un lot stelar. De exemplu, Jennifer Gutierrez, extrema venită de la Rapid, nu are loc astăzi pe foaia de joc, pentru că, după cum bine știți, legea Novak nu știe nimeni cum trebuie interpretată sau e interpretată după bunul plac. La unii cu 7 jucătoare, 40% din totalul de jucătoare din cele 16, ar fi 7 românce și 9 străine. De partea cealaltă, 3 jucătoare pe teren în același timp. Dar ar fi foarte complicat să întâmple chestia asta cu 3 jucătoare românce în același timp. În Supercupă Rapid a forțat acest lucru. A forțat acest lucru, celelalte echipe au jucat cu 7 jucătoare pe foaie și n-au ținut cont de câte românce au în teren în același timp. Să vedem cum va interpreta și Agenția Națională pentru Sport. Da, Elisabeta Lipă nu e încântată de ceea ce se întâmplă în handbalul românesc și a amenințat cu represalii. Din acest punct de vedere, începe partida în albastru deschis CSM București, care are o nouă identitate, o nouă siglă, care începe acest sezon. Zalăul în negru începe în atac. Încearcă Zalăul să vadă la ce nivel este. Cred că asta e foarte important de văzut, dacă Zalăul reușește să reziste și cât va reuși să reziste în fața unei super echipe, așa cum este CSM București în raport cu ea.
Laura Frips pe post de inter dreapta, Cristina Neagu și prima intervenție pentru Viorica Țăgean, colegă de generație cu Cristina Neagu, medaliată cu argint și cu bronz la europene și mondiale, exact cu generația, spuneam, Cristinei Neagu, generația 88-89. Da, pe pivot Naumenko, la Zalău, în centru este Cristina Tot. Da, Zalăul... Interdreapta cu Viorica Moisin. Zalăul, observ, joacă cu Moisin pe interdreapta și apoi transformă în al doilea pivot. Cea mai ciudată fază pe care a fost în ultima vreme. Da, mingea ținut acolo cumva cu spatele de Marie Davison, s-a fuierat aruncare de la 9 metri. Lazici, pătrunde, este însă blocată Emilia Lazici. A fost sau nu gol? Noi nu ne putem da seama din această poziție, însă arbitrul care era în spatele porții cu siguranță a văzut amenințare de joc pasiv pentru echipa oaspete. În continuare 0-0, au trecut aproape 2 minute. O minge făcută pentru cea mai înaltă jucătoare a lui Tadic. Emilia Lazic aruncă în blocaj și iată contraatacul poate fi al CSM-ului. Emilia Arțăn pentru Trine Ostergaard, încă o intervenție pentru Viorica Țăgean. Se dictează însă aruncare de la 7 metri. Trine Ostergaard, adusă în această vară de la Bietigheim, o extremă de echipă națională, joacă în Naționala Danemarcei, și Cristina Neagu față în față acum cu Viorica Țăgean. Multă experiență pentru Trine, 31 de ani, peste 150 de meci în Naționala Danemarcei, o jucătoare care vine să aducă un plus valoare pe această extremă dreapta. Pe Cristina poate înscrie Gheorghe Tadic, deja foarte nervos pe margine. Aruncare perfectă a Cristinei Neagu. Primul gol al campionatului. Primul gol al campionatului, primului gol al CSM-ului în minutul 2. Vine 1-0 pentru CSM București, în minutul 3 deja. Zalău acum, Lazici, Cristina Tot, s-a oprit jocul. Wilde Ingstad, atenționat acolo de Alin Stamatoiu. Wilde Ingstad, o jucătoare foarte, foarte bună, componenta naționalei Norvegiei, a venit de la Team Esbjerg din Danemarca. Acum Moisin pentru Emilia Lazici. Emilia Lazici pătrunde și se opune acolo Marie Davison, dar se repune de la 9 metri. Cartonaș galben pentru Crina Pintea. Da, Pintea și-a recunoscut imediat eroarea și 9 metri. Favoarea echipei lui Tadic. Cristina Tot primește. Naumenko, Moisin. Da. Din nou Cristina Tot, Naumenko pentru Emilia Lazici. Emilia Lazici... jucătoarea care aruncă cel mai mult la poartă de la CSM și marchează în minutul 4, 1-1. Zalăul pleacă imediat pe contra CSM-ul. Flip a fost blocată. Vom vedea la lucru și pe ea. Și ea jucătoare venită în această perioadă de vară. Laura Flip, franțuzoaică de 28 de ani, a fost la Metz și la Paris. Are aur olimpic la Tokyo cu Naționala Franței. Ostergaard pentru pentru Cristina Neagu, pe pivot Ingstad marchează 2-1. Wilde Ingstad, primul gol în campionatul României. Cartonaș galben acolo, cred. Vedem ce se întâmplă. Nu, Gheorghe Tadic este atenționat cu 2 minute eliminare. Gheorghe Tadic continuă să protesteze și este rugat să se calmeze. Diana Ciulei, observatorul acestei partide, îi bate obrazul Gheorghe Tadic. Diana Ciulei a fost arbitră internațională, ne aducem aminte, a arbitrat alături de Ana Maria Stoia la toate nivelurile, să spunem, jocuri olimpice, mondiale, campionate mondiale și europene. Și, o doamnă foarte fermă în fața lui Ghiță Tadic. Continuă protestele și e foarte probabil ca antrenorul
celor de la Zalău să primească chiar un cartonaș roșu dacă va continua să protesteze. S-a dat direct, direct două minute antrenorului Gheorghe Tadic. Da, nu știm exact ce s-a întâmplat acolo și nu știm ce vorbe s-au aruncat. Nu știu primul avertisment ar fi fost cartonaș galben. Acum încercăm să ne dăm seama ce s-a întâmplat pe teren, pentru că acum... Ce a semnalat Adi Vasile, pentru că Adi Vasile a vorbit acolo cu oficialii de joc. Cei doi arbitri au cred că n-a scos jucătoarea din teren, altceva. Da, exact, asta s-ar putea să fie problema. Ori n-au dat drumul la timp. Am intrat în teren, noi au făcut 4 greșeli în 3 minute. Poate 7 metri ne-au dat, aici au dat 7 metri de gheaba, ne-au oprit de 2 ori la semicerc. Gheorghe Tadic le reproșează că echipa sa în 3 minute a avut 4 greșeli împotriva sa. Da, din partea arbitrilor și... Da. Foarte, foarte iritat Gheorghe Tadic. 2-1 pentru CSM București după 4 minute și jumătate. Tadic continuă să protesteze. Jucătoarea a ieșit de pe teren. Zalău este în doar 5 jucătoare de câmp plus portarul. Cred că de la masa oficială vin problemele. Se reia jocul. Da, se reia jocul și Gheorghe Tadic rămâne fidel principiilor sale și nu scoate portarul atunci, da, când este în inferioritate. Așa este. Cristina Tot pentru Naumenko, Lazic, din nou Cristina Tot. Pe extrema dreaptă evoluează Ana Andreea Serencu, o tânără care este jucătoare de mână dreaptă de regulă. Tot pentru Lazic, din nou Cristina Tot. Pasa Cristinei Tot o lovește pe Neagu și o recuperare. Da, s-a apărat foarte bine la această fază Alexandra din Diligan și a reușit să prindă acea minge. Din Diligan, o jucătoare care a trecut pe la Handball Club Zalău, a avut evoluții foarte bune la Zalău, de acolo a fost transferată de CSM București. Cu minge ajunge la Trine Ostergaard în extremă dreaptă și al doilea gol pentru Trine Ostergaard. Foarte iute Ostergaard și a făcut treaba din nou foarte bine. Două goluri Ostergaard, un gol Cristina Neagu în primele 6 minute ale acestei dispute și CSM-ul deja are un avans de 2 reușite. Un singur gol marcat până acum de echipa lui Ghiță Tadic, care din cauza sa este în inferioritate. Trebuie să spunem acest lucru. Jucătoarele n-au avut nicio problemă. Cristina Tot pentru Roberta Stamin se opune încă o dată. Marie Davison contraatac cu Crina Pintea, gol marcat cu poarta goală. Iată că Gheorghe Tadic scosese portarul contrar principiilor sale. În sala Apollo din București, Gheorghe Tadic și-a dat seama că suntem în 2023 și toată lumea joacă fără portar atunci când e în inferioritate. Oricum, a avut aici un pic de noroc Stamin, pentru că brațele lui Davidson au fost în fața figurii și putea să fie chiar o eliminare dacă mingea lovea în față pe portărița de la CSM. Se chinuie Zalăul chiar și în egalitate numerică să ajungă acolo aproape de poartă. Din nou, apărare foarte bună din partea lui Wilde Ingstad. Acea apărare ale CSM București e foarte, foarte greu pentru echipa lui Gheorghe Tadic. Se va dicta o eliminare de 2 minute pentru Crina Pintea. Da, da, galben. Trebuie spus, CSM București a jucat 7 meciuri, 5 dintre ele în intersezon, meciuri de pregătire, le-a câștigat pe toate în fața unor echipe foarte bune, cum ar fi Ferencváros, Budugno sau Crin Ljubljana. A câștigat și Supercupa României după 2 victorii concludente la CSM Târgu Jiu și la Rapid București.
Acum, practic, este al treilea meci oficial în acest sezon pentru echipa antrenată de Adi Vasile, care pornește și în acest sezon drept mare favorită la câștigarea campionatului și a Cupei României, trofee care se află în tribun, în vitrina clubului Capitalei. Tot încearcă cu pivotul, s-a apărat Cristina Neagu, mingea a lovit un picior și în continuare posesie în favoarea zălăoancelor. Din nou tot aruncă, dar este blocată, fault în atac. Și iată că și în inferioritate CSM-ul demonstrează forță defensivă. A, e foarte greu, vă spuneam, o linie de 9 metri masivă a CSM-ului. Pentru Zalău este cu atât mai greu pentru că, vă spuneam, nu are jucătoare de mână stângă. Joacă cu improvizații acolo, a transferat-o tunisiancă Gheorghe Tadic, însă nu poate evolua astăzi. Și CSM-ul avea oarecum aceeași problemă în sezonul precedent, însă până la urmă a transferat două jucătoare foarte bune, Laura Flip și Kobilinska Boară. Au și ghinion, și ghinion sălăjencele. A aruncat la poartă acolo foarte bine, dar mingea a lovit doar bara laterală. Viorica Țăgean, portarul Zalăului, a încercat să înscrie din poartă în poartă. Dar rămâne 4-1 în favoarea fetelor de la CSM București. Neagu intră în circulație și Wildeinstad. Rotaru, Rotaru, Andreea, da, Rotaru. Rotaru pentru Neagu, din nou Rotaru. Rotaru aruncă, dar tot iar reușește recuperarea. Mingea a sărit fix în brațe. A treia intervenție pentru Viorica Țăgean. Început bun de partidă pentru ea. Așa este. Ales că are în față o ofensivă extraordinară. Laura Fix pentru pivot și Wildeinstad punctează în minutul 10. Și la 1 pentru CSM, se mărește diferența. Qualitatea n-a mai marcat de 6 minute. E clar că le vom vedea astăzi pe teren pe toate cele 16 jucătoare trecute pe foaia de joc de Adi Vasile, pentru că diferența de valoare, vă spuneam, este una foarte, foarte mare. Fault în atac dat aici la Naumenko. La multe erori. Genul de fază la care poți să fuieri orice. Probabil că arbitrul din spatele porții a văzut altfel faza. Rotaru pentru Cristina Neagu și Flips. Andreea Rotaru este centru conducător de joc. Cristina Neagu pentru Laura Flips și aruncare de la 7 metri. Și 2 minute eliminare pentru Emilia Lazic. Se închină Gheorghe Tadic pe margine. Adevărul e că nu vrem să fim în niciun fel tendențioși, dar ce campionat începe fără eliminarea lui Gheorghe Tadic. Da, foarte ușor dată această eliminare. A fost acolo o împingere, dar în momentul în care a pătruns la poartă era liberă Laura Flips acolo. Cristina Neagu punctează a doua oară din aruncări de la 7 metri. 2 goluri pentru Cristina Neagu și primul set adjudecat de CSM București 6-1. 6-1, într-adevăr, se mărește diferența maximă în fiecare minut care trece aici în sala Apollo. 10 minute cu CSM București în control total. A fost doar o singură dată egalitate, 1-1. Tot pentru Moisin. Nu sunt spații, a intrat Stamin în aceea poziție. Cristina Tot, nu sunt soluții, exact cum spuneai și tu, pentru Zalău. Cristina Tot și time-out, cred că. Time-out cerut de Gheorghe Tadic, care e deja în teren. Și continuă să protesteze. Putem ce le va spune antrenorul zălăuan fetelor sale? Este foarte adevărat, a cerut un time-out, poate revin după time-out nostru. Time-out-ul ăsta din 6 goluri, e clar că 3 nu ne aparțin. Ne aparțin la băieții ăștia. Acolo ne oprește de câte ori ajungem la 6 metri, dar nici noi nu ne apărăm. Noi ne dăm o parte din fața lor.
Noi, în loc să venim să strângem, să strângem decisiv, în atac nu ne mișcăm, sunteți ascunse, amândoi pivoții ascunși după apărători, n-au unde să vă găsească fetele astea. Da? Eu am mai exterior, aici la inferioritate. Probabil că au de gând să joace 20 de minute în superioritate numerică, la cum au început de la masă, cu doamna de la masă, care... Asta e cât arbitrează București. Sfaturi tactice 0 în acest time-out al lui Gheorghe Tadici, care a vrut să le spună fetelor sale că trebuie să se lupte și cu arbitrii dacă vor în București să obțină ceva. 6-1 pentru CSM București, campioana României, un început în forță. Să vedem dacă Mărginean va arunca. Este o mare eroare de comunicare între jucătoarele de la Zalău. A încercat o pasă către Stamin, aceasta era cu spatele. Andreea Rotar pătrunde acolo și punctează și ea pentru prima dată. Scorul ia proporții 7-1. Andreea Rotaru înscrie primul gol în minutul 12. A fost o pătrundere a la Cristina Neagu, așa, cu o bătaie pe doi pași, fără niciun fel de probleme. A trecut Rotaru. Da. Sunt momente în care fetele din Zalău probabil că ar trebui să primească mai multe încurajări din partea antrenorului și sfaturi de a remonta, că ele sunt total deconcentrate. Da, un început de joc foarte, foarte slab pentru Zalău. E foarte greu însă să joci în fața CSM-ului. O nouă greșeală tehnică, o pasă direct în aut. Acum aceeași Andreea Rotaru, Emily Arsen pasă pentru Trine Ostergar și al treilea gol venit pentru daneză în minutul 12. O boltă perfectă, mingea super. Cred că a căzut înainte de linia porții, aici super. Vom vedea, nu, a căzut în poartă, dar oricum bolta este de nota 10, nicio șansă pentru Țăgean. 8-1, diferența se mărește. Una dintre cele mai bune extreme dreapta din lume, trebuie să spunem, Trine Ostergar. Dar e o mare lovitură pe care a dat-o CSM București, aducând-o pe această jucătoare daneză. A avut an la rândul acolo pe Carmen Martin, o altă extremă dreaptă de mare, mare valoare. Acum a venit Trine Ostergar. Da, sperăm că aceste evoluții foarte, foarte bune vor fi replicate cu altele și mai bune în Champions League, acolo unde vor da peste defensive mult mai concentrate decât cea a Zalăului. Da, acolo trebuie să-și demonstreze CSM-ul valoarea, pentru că din 2018 n-a mai reușit calificarea la Final Four-ul de la Budapest. Acum Cristina tot o chinuială maximă, aș putea spune, pentru a ajunge să arunce la poartă un singur gol marcat în 13 minute de Handball Club Zalău. Bujor acum nu nimerește nici a poarta, a intrat pe teren. Andreea Bujor trimite mult peste poartă. Hansen nu are cu cine și este blocată de Bujor. Pintea pentru Rotaru. Laura Flips, Emilia Arțen lăsată pe faza ofensivă, a fost schimbată. Cristina Neagu, iată, după doar 13 minute, Laura Flips pătrunde agățată din spate acolo de Emilia Lazici, aruncare de la 9 metri. Hansen vine în forță Flips, însă apără Țăgean, cea mai bună jucătoare a zălăoancelor. Țăgean foarte inspirată în această primă repriză, putea fi chiar mai rău. Iată o nouă mare, mare eroare de comunicare și contraatacul este pentru Plina Pintea. Pintea a îngropat mingea în vinclu. Incredibil, Zalău nu se regăsește. Cristina tot din nou o pasă trimisă direct în out. După timeout au părut chiar mai timorate, cred că ăsta este cuvântul. Foarte greu să te concentrezi la meci atunci când antrenorul tău nu se preocupă de meci. Ioana Bălăceanu trimisă să joace în Inter dreapta. Și ea, o jucătoare de mână dreaptă, Ioana Bălăceanu, pentru extrema dreaptă de conjunctură.
Ana Andreea Serencu, venită de la Clubul Sportiv Școlar din Zalău, ratează, sau altfel spus, apără Marie Davis. A greșit de această dată Arnsen, însă Zalăul nu poate merge repede pe contraatac. Acum faza a doua, să vedem, Lazici aruncă, Emilia Lazici, însă Davidsen a reușit să prindă. Faul clar, 9 metri. Naumenko. Marie Davidsen a început titulară după ce Laura Gloser a făcut partide fenomenale în Supercupa României. Iată, Marie Davidsen apără și vedem o eliminare de 2 minute pentru Ostergaard. A doua eliminare de 2 minute și la CSM București. Da, prima casată de Pintea. Da, Ostergaard trage de braț acolo. A agățat-o și... din spate de braț pe Lazici. Da, mă uitam pe banca CSM-ului din București, Marian, și vedeam ce posibilități are continuare. Zadin a jucat deloc până acum, spre exemplu. Nici Kobilinska. Nici Kobilinska, exact. Jucătoarea poloneză venită în această vară. Apoi mai sunt tinerele Stoica, Apușcăroaie, vă spuneam, și Ailinca, sora Crinei Pintea. Cristina tot pătrunde acum și aruncare de la 7 metri. 7 metri fără discuție. Tot jucătoare cu un gabarit mai scăzut a pătruns printre Pintea și Arnsen. A găsit acolo un culoar. A strâns târziu Pintea. Și va fi aruncare de la 7 metri și posibilitate pentru Zalău de a marca după 13 minute. Da, au marcat primul gol, trebuie spus, în minutul 3. Și acum e minutul 16, 13 minute au trecut de atunci. Cristina tot. Ufentă. Înscrie. 9-2. Ține minte golurile Zalăului până la pauză, probabil. Sunt doar două goluri, unul marcat de Lazici și unul de Cristina tot din 7 metri. Da, un parțial de 8-0. Pentru CSM București. Va fi greu, va fi greu pentru Zalău în acest campionat. A intrat și gras Zadi. Zadi pentru Arnsen. Arnsen mai departe. Zadi, mingea se duce la Din Diligan, care ratează. Foarte, foarte bună și de această dată Țăgean. A simțit bine pătrunderea Săgean, dar revine replica de la Davidsen. Rița din Norvegia cu câteva intervenții excelente. 5 intervenții pentru Viorica Țăgean. Spuneam, a venit de la Universitatea Cluj acum 2 sezoane la Handball Club Zalău, de fapt al doilea sezon. Da, să vedem cât va mai trece până va fi integrat în echipă și Aya Ben Abdallah, jucătoarea tunisiancă de care vorbeai. Ha, ce gol marchează Arnsen. Probabil că va intra, dar trebuie, spuneam, să rezolve cu viza de muncă. Printa profită de o nouă eroare a Zalăului și CSM merge la plus 9. Al doilea contraatac pe care îl face Crina Pintea. Foarte multe greșeli, așa cum spuneai și tu, din partea zălăoancelor. Pentru că e greu, nu găsesc posibilități de a pătrunde, de a desface apărarea campioanelor. Cristina tot pentru Stamin. Iată, de pe extremă, Roberta Stamin înscrie. Excelent, a găsit culoarul Stamin de această dată. CSM-ul merge repede pe atac. Zadi, Arnsen. Gras Zadi pentru Crina Pintea, care face fault ofensiv și iată 11-3 posibilitate pentru Zalău de a veni la minus 7. Marcat doar 3 goluri în 19 minute. Echipa lui Gheorghe Tadic, antrenor de 71 de ani al echipei din Zalău. A fost selecționat al României cu rezultate excelente cu banca naționalei noastre. Cea mai bună, fără discuție, finala mondială din 2005.
cu Cristina Neagu. În echipă. Atunci, pe atunci o jucătoare foarte, foarte tânără. Nu, Cristina Neagu n-a jucat. N-a jucat atunci? Nu. N-a prins atunci naționala? Okay. Nu. E o eroare a mea. În 2007 a intrat Cristina Neagu în echipa națională. Așa este, și a fost la Jocurile Olimpice de la Beijing. În 2008. Da, așa este, da. Era prea tânără. Era prea tânără, da. E un calcul în 2005. Al meu, dar, oricum, acea medalie de argint mondială rămâne cel mai bun rezultat al României. Da, un rezultat pentru care Gheorghe Tadic merită lăudat fără absolut nicio discuție. Am avut niște jucătoare de mare, mare valoare și încă le mai avem, dar nu sunt la fel de multe ca atunci. Acum, Lazici, bună pătrunderea din nou, Stamin, gol! Bălăceanu a găsit-o acolo foarte bine pe Roberta Stamin și a punctat pentru 11-4. Zadi! Găsit culoarul și a reușit să scrie pentru prima dată în această dispută și, evident, în acest campionat, pentru că e prima etapă. Ailinca a intrat pe pivot, pe fază defensivă la CSM București. Așa cum spuneam, Adi Vasile are, posibilități. Are posibilitatea să ruleze tot lotul. Iată, a intrat și Kobilinska pe interdreapta. Emilia Lazici, eu cred că a fost fault. A fost faultată, exact. Arbitrii nu au considerat că a fost destul pentru un fault. S-a întâmplat acolo Ansen pentru Ailinca, însă pe contraatac tot are o viteză foarte bună, tot înscrie. Și iată, Zalăul vine la minus 7, 12-5. Contra-atac. O parte a jocului în care zălăoancele parcă s-au conectat ceva mai bine. Ar putea fi și o mai mică concentrare din partea gazdelor. Acum s-au marcat destul de puține goluri totuși. 17 goluri în 22 de minute. CSM-ul și-a făcut normă, are mai mult de un gol la 2 minute. Iată și Ștefania Stoica a intrat acum, Grazadi pentru Ailinca, e faultat acolo de Mărginean. Probleme pentru Crina Pintea. Sperăm că nu e ceva grav. Probleme musculare și timeout solicitat de Adi Vasile, primul în această partidă pentru CSM București. In the defense, Gras, you're going to be in the middle with Andrea. So I want you to be very good in very good positions and be ready for number 18 that she tries to make the feint. Just win a meter later. And you can also put your arms up a little bit. So let's do good defense until the end. Now, in the attack, just let the pivot alone. Pivot will not receive the ball in the first passes that you make. I want the pivot to receive the ball later. So I want you on the 9-meter line to just go and do your job, attack, and let the pivot alone a little bit because it's too much around the pivot. Just be a little bit patient. Continue with the cross, and Gras continue with the French cross too with the return, and also Monica can start her finta, and after that, Steffi, you cannot start your two against two. Come on, girls, let's go. Haide. Come on, 2-3-5. Bucarești. I start first with you. Un timeout în care Adi Vasile a încercat să regleze câteva probleme pe care le-a avut CSM București în ultimele minute. Să nu uităm, până minutul 16, Zalăul marcase un singur gol. În ultimele 6 minute a reușit de 4 ori să înscrie și a fost 9-1. A fost 9-1, într-adevăr. Tot pe Ștefania Stoica, în interstânca, Didi Ligan, Zadi. Din nou Ștefi Stoica pentru Kobilinska, pătrunde acolo Zadi singură și marchează pentru a doua oară franțuzoaica în minutul 23. Foarte greu de oprit într-o zi bună, Gras Zadi. Naumenko a încercat acolo să oprească, dar fără a pins-o chiar, dar n-a reușit să o încurci atât de mult încât Franțuia ca să rateze. 13-5 în favoarea celor de la CSM București. Fără doar și poate, de la ora 17:30 de minute vom avea parte de un meci mult, mult mai echilibrat și mai tensionat. Partida de la Brăila între Dunărea Brăila și Gloria Buzău. Da, se anunță un meci tare. Între timp o eliminare de 2 minute pentru Ailinca.
Da, Ilinca-i... Nu rămâne mai prejos față de sora sa. Da, corect. Cele două surori au câte o eliminare fiecare în această primă repriză. Kovilinska, Zadi și Ștefi Stoica sunt defensivă. Au rămas, de fapt, în defensivă. Nu s-a făcut nicio schimbare. Pași în fault acolo la Cristina Tot. Naumenko rămâne pe pivot. Cristina Tot pentru Bălăceanu. Lazici, Tot, din nou Lazici pentru extremă. Stamin înscrie. A găsit scurtul de această dată. Foarte bun braț pentru Roberta Stamin. O extremă stângă care a trecut și pe la Naționala României. E o jucătoare de perspectivă, o jucătoare de viitor, Roberta Stamin. Kobilinska pe post de interdreapta, va schimba acolo lorurile cu Grazadi. Efe Stoica în inter stânga. Spune că CSM-ul nu are două jucătoare care ar putea să evolueze multe minute. Elizabeth Omorăghi și Mihaela Mihai, ambele sunt accidentate. Mihaela Mihai mai are de stat după acea accidentare de la campionatul european. Acum Davison se opune foarte bine, în fața unei noi aruncări a Robertei Stamin. Au împins zăloancele mult jocul în acea extremă pentru că au simțit o mână pe Stamin. N-au alte soluții. Din 9 metri n-a intrat aproape nimic. Roberta Stamin, 3 goluri marcate, jumătate din reușitele ardelencelor. Acum Kobilinska pentru Flips. Kobilinska tot cu Zadi. Nu era Știu Flips. Zadi să obțină această aruncare de la 9 metri pentru că se blocase totul acolo. Semnalizare de joc pasiv. Kobilinska se înalță și marchează poloneza. Ce aruncare! Jucătoarea venită de la Brest în această vară. Foarte bună aruncarea. Nicio șansă pentru țăgeană. Scrie... Nu scrie, a fost o greșeală a celor de la Zalău și posibilitate din nou pentru a ajunge la plus 9. Diferența maximă din această partidă a fost 11 la 2 în minutul 19. Acum mai avem 4 minute și jumătate până la pauză. CSM București conduce autoritar ostilitățile în sala Apollo. Bună pasa, foarte bună pasa și iată un gol marcat de Ailinca-i, între jucătoarele care marchează foarte rar. Primul gol marcat de Andreea Ailinca-i, așa este, nu marchează de multe ori. În sezonul trecut Ailinca-i a punctat doar de 9 ori. Tot sezonul, da. Da, nici n-a jucat foarte mult. Foarte bună pasa Ștefaniei Stoica, a găsit-o pe Ailinca-i într-o poziție ideală. O pasă cu pivotul, însă zăloancele nu se comitează la fel de bine și contraatacul celor de la CSM București cu Stoica. Mai departe aruncă și înscrie Wilde Ingstad. Al doilea gol pentru Wilde Ingstad. Diferență maximă, 10 goluri. 16-6. Echipa Zalăului nervoasă, timorată, neinspirată în această primă repriză. A părut că își revin pentru moment și că mai îndulcesc cumva scorul zălăoancele. Au revenit la 7 goluri diferență, dar apoi din nou CSM București, fără să apese pe pedala de accelerație, s-a distanțat din nou la 10 lungim. Foarte mare diferența de atitudine a jucătoarelor după timeout. Am văzut la Zalău multe pase greșite după timeout-ul cerut de Gheorghe Tadi, apoi timeout-ul lui Adi Vasile a readus diferența sus. Totul vine de la diferența de valoare, Giovanni, fără doar și poate. Sunt jucătoare de alt nivel. Iată, scapă din mingea din mână Bălăceanu. Multe, foarte multe greșeli tehnice, neforțate, cum se spune. Ailinca e blocat excelent de Zălăoance. Lazici, Tot
greșeala lui Tot, pasa este enorm. Da, cum să ajungă la o coechipieră Ștefania Stoica. Ailinca este pe pivot, Ștefania Stoica pasează până la Dindiligan, însă mingea iese afară. 5 greșeli tehnice numai în dreptul Cristinei Tot cu această pasă trimisă complet anapoda, direct în brațele unei adversare. E adevărat că Gheorghe Tadic nici nu are foarte multe posibilități, doar 14 jucătoare pe foaie și greu să schimbe. 12 greșeli tehnice făcute de jucătoarele lui Gheorghe Tadic. Acum din nou Roberta Stamin punctează pentru a patra oară în minutul 29, 16-7. Tarul Ailincăi, Ailincăi a călcat semicercul Stoica, pasase și nu Rotarul, dar oricum Ailincăi nici nu și-a dat seama că golul a fost anulat, se bucura tânăra Ailincăi, dar a călcat în semicerc pe aruncare și golul nu s-a pus. 16-7 în favoarea CSM-ului. Tot vom intra în ultimul minut de joc cu Zalăul în atac. Bălăceanu încearcă să pătrundă acolo și să vedem ce s-a fluierat. Diligan, 2 minute eliminare. Mingea era în altă parte. Da, nu putem să ne dăm cu părerea ce s-a întâmplat acolo. Cum sunt câteva decizii arbitrilor care... Ia a fost patra, în regulă. Ia patra eliminare de 2 minute pentru CSM București. Din Diligan, Ostergaard, Ailincăi și Pintea au primit câte o eliminare de 2 minute. Acum Emilia Laziș pătrunde și punctează și ea. În sfârșit un gol de pe 9 metri. O raritate în această primă repriză pentru echipa din Zalău. Laziș foarte bună la această fază. A pătruns, a profitat de spațiul exact, lăsat omul acolo, plus, omul, da, în plus, omul și plus. A marcat al doilea gol pentru Emilia Lazic. Vine destul de departe pe CSM-ul. Rotaru, Stoica! Perfect aruncare! Ce frumos, de pe picioare, direct sub transversală. Nici n-a avut timp Viorica Țăgean să vadă acel balon. 10 secunde. Aruncare puternică a lui Rotaru, cred că mai avea timp. S-a grăbit, da, mai sunt acum 3 secunde, aruncare de la mare distanță, Davidsen rezolvă. 17-8 după o primă repriză destul de tensionată între CSM București și Zalău, o repriză dominată clar de echipa campioană. Foarte, foarte nervos Gheorghe Tadic, încă din primele minute a luat eliminare de 2 minute pentru proteste. Luăm și noi o scurtă pauză acum, sperăm să calmeze lucrurile și repriza a doua să fie cât mai frumoasă. Am revenit în sala Apollo din București pentru repriza secundă a disputei dintre CSM și Zalău. 17-8 în favoarea gazdelor. După o primă repriză dominată autoritar de echipa campioană și o repriză în care Gheorghe Tadic a avut multe, multe probleme cu arbitrajul. A fost și o eliminare de 2 minute la bancă din cauza protestelor, încă din minutul 5. Și o echipă a Zalăului care pare deconcentrată, nu neapărat, nu știu, din cauza greșelilor tehnice, aș putea spune că este acest scor, pentru că diferența de valoare e foarte mare, însă e clar că Zalăul putea mai mult în prima repriză și a avut o perioadă de joc relativ bună. Da, a început greu Giovanni, când încep cu 9-1 sau 1-9 mai bine zis, fapt, da. e greu pentru o echipă în care sunt multe jucătoare tinere, jucătoare care încearcă să țină pasul cu vedetele din fața lor, dar e foarte, foarte greu. Adi Vasile începe acum cu o nouă formulă de joc. Iată, pe extremă dreaptă intră Ramona Apușcăroaie, este debut în Liga Națională pentru extrema dreaptă de 18 ani. Hansen pentru Zadi, vine Flips. Hansen,
Se apără bine Zalăul acum. Excelent apărare chiar a Zalăului în debutul acestei reprize secunde. Ar fi singura șansă a Zalăului să mai reducă din diferență, să se apere mult mai bine și să nu mai facă acele greșeli tehnice, dar mai primesc un gol de la Emily Arțăn. Al doilea gol pentru norvegiancă. Foarte frumoasă aruncare, nicio șansă. Aruncare mai mult plasată, dar foarte exact. Bine trimisă acolo în dreapta Vioricăi Țăgean, cea care n-a avut deloc o prestație rea în prima repriză. Putea spune chiar foarte bună, având în vedere și adversare. Are apără Laura Glozer, însă rămâne în ofensivă. Zalăul, din nou o eroare. Glozer n-a jucat în prima repriză, o repriză în care a stat doar Marie Davison. Acum a intrat franțuzoaica Laura Glozer. Cealaltă portăriță suedeză, Eriksen, n-a prins lotul, așa cum s-a întâmplat și cu Jennifer Gutierrez. A prea multe jucătoare din străinătate. Da. 9 jucătoare din străinătate pe foaia de joc și 7 din România, iată, pe Apușcăroaie. O șansă mare pentru Apușcăroaie, o jucătoare, cum spunea, de 18 ani. Dacă n-ar fi fost această regulă sau această lege, Novak niciodată n-ar fi fost trecută pe foaia de joc, pentru că era clar că era preferată Jennifer Gutierrez. Hansen, flips, pătrunde. În țară de joc pasiv e însă aruncare de la 9 metri. Să vedem câte poase au mai rămas. Flips n-a marcat niciun gol până acum. În prima repriză a început titulară pe interdreapta, iată-o pe Flips, pasă pentru Crina Pintea și punctează Crina pentru a patra oară. Cea mai marcatoare a CSM-ului este Crina Pintea, acum la egalitate cu Roberta Stamin. A avut o evoluție foarte bună în prima repriză. Da, din cele 8 goluri ale Zalăului, Stamin a marcat de 4 ori. Și Lazic de 2 ori. Bălăceanu acum pentru Naumenko, Lazic, Cristina Tot, Bălăceanu și să vedem două minute eliminare pentru Zadi, care se uită mirată către arbitri. Am căzut acolo de lângă ea Naumenko și arbitri au dictat această eliminare de 2 minute. Este a 5-a jucătoare de la CSM care vede eliminarea. 5 eliminări, 5 jucătoare diferite. E recuperată, Apușcăroaia a reușit să blocheze în primă fază. Cădere lui Moisin. Da, Tadic a jucat tot meciul cu doi pivoți. Începe un interdreapta și transformă în al doilea pivot. Acum Cristina Tot pentru Bălăceanu, pasă pe extremă și 7 metri. 7 metri, fără discuție și eliminare de 2 minute pentru Emily Arțăn. Cu două jucătoare mai puțin CSM București în următorul minut și jumătate. Daniela Necula a pătruns acolo și a scos aruncarea de la 7 metri. Emily Arțăn nemulțumită, dar cred că e o decizie, nu știu, a pus piciorul sau... Și a lăsat piciorul în spate. Am avut impresia să se agațe de Hansen. Dar la reluare nu mai mi s-a părut așa clar. A încercat o aruncare de la 7 metri mai fină. Cristina Tot, Tadici, o ceartă pe margine după doar această decizie greșită. De la 7 metri pentru Zalău. Prima transformată tot de Cristina Tot. Acum a încercat o boltă peste Glozer, însă a nimerit doar bara. 11 goluri avans pentru CSM București, care are două jucători mai puțin acum. Andreea Rotaru ținut acolo de Lazic. Flips, din nou Stoica. Rare agresivă a Zalăului. Așa trebuia să joace la începutul meciului, dar deocamdată n-a putut să facă asta. Timeout cerut de Adi Vasile, echipa sa în dificultate în acest minut 5 al reprizei secunde. Încearcă să
joace la trecerea timpului și să organizeze 4 contra 6. I want you to start with the ball and just be cool, pass the ball to Mochi. Mochi, I want you to feel this situation like this a little bit with a dribble. Then I want you to make this cross here to Steffi and I want you to block this player. Steffi, I want you to come just until here. If you cannot shoot directly because it opens, then I want you to pass the ball to Laura. And Laura, then I want you to fully attack here. And Ramona, be in the corner, okay? Haide, let's go, guys! Toată prima etapă, trebuie să spunem, se joacă astăzi. Acesta este primul meci, meciul de deschidere al ediției 2023-2024. Vom mai avea astăzi, de la ora 17:30 de minute, în direct la Pro Arena Dunărea Brăila, Gloria Buzău. De la ora 17 va începe Dacia Mioveni, Universitatea Craiova. La ora 18 vor fi SCM Râmnicu-Vâlcea, Știința București și Gloria Bistrița, CSM Târgu Jiu. Și de la ora 18:30 de minute, ultimele două întâlniri, Rapid Corona Brașov și Minaur Baia Mare, Măgura Ciznădie. Da, s-a întors handbalul. Aceste ultime zile de august vom avea o toamnă plină de handbal aici la Pro Arena. Înscrie CSM București cu două jucătoare mai puțin pe teren și mai mult decât atât, Laura Flip se opune și recuperează o nouă minge. Erau cu poarta goală acolo bucureștencele. Se întorcea Laura Glozer. Ștefania Stoica. Da, Stoica a fost cea care a marcat, într-adevăr. Nu Rotaru. Acum Rotaru. Rotaru, Stoica, Flips. O linie de 9 metri atipică pentru CSM. Stoica! Frumoasă pătrundere și un nou gol. Ce dispoziție de joc pentru tânărul Inter stânga. 3 goluri marcate și acum Necula punctează și ea de pe extremă dreaptă. Primul gol pentru Daniela Necula, a jucat sezonul trecut ultima dată la CSM Târgu Jiu, dar au foarte puține meciuri. Foarte frumoasă pătrunderea Ștefaniei Stoica de mai devreme. În curând CSM București va fi în efectiv complet. Au scăpat foarte bine din acea perioadă de dublă inferioritate. Flips. Rotaru. Rotaru, ce pentru Flips, e ținută om la om Ștefania Stoica de către Necula. Rotaru, Stoica, Flips, Rotaru, no look pass pentru Crina Pintea, care a călcat însă semicercul. Da, era cu picioarele în semicerc Crina Pintea. Rămână pasa foarte bună a lui Rotaru. Și-a dat seama, nu s-a coordonat foarte bine. Singura jucătoare care nu a intrat până acum la CSM București este Zelica Nicolici, sârboaica venită de la Gloria Bistrița în această vară. Acum pătrunde Bălăceanu și punctează și ea pentru prima dată, Ioana Bălăceanu, în minutul 37, 21-10. 37 de minute a avut nevoie Zalăul pentru a marca 10 goluri. Împotriva campioanelor de la CSM București. A fost însă un debut de repriză parcă mai bun al echipei antrenate de Gheorghe Tadici. Zadi. Cu siguranță nu va mai fi acel 1-9 cu care a început prima repriză. Acum Zadi, mingea a lovit-o în picior pe Emilia Lazici. Flips, Zadi, se complică, mingea până la urmă în extremă, aruncă apușcăroaie, însă aruncat cu mâna dreaptă. Sara Rus, trimisă între buturile formației Zălăoane, portarul venit de la SCM Râmnicu-Vâlcea și ce pătrundere a lui Gras Zadi, golul cu numărul 22 pentru CSM București. Bălăceanu pentru Cristina Tot, Necula, Tot, Bălăceanu și iar o pasă trimisă aiurea de Cristina Tot, direct în afara terenului de joc. Zadi,
Zadi pierde mingea, Lazic foarte atentă, reușește recuperarea, să vedem acest contraatac extraordinar, se opune Laura Glozer. Bălăceanu a aruncat direct la brațele Franțu Zoaicei și ce paradă, parada meciului pentru Glozer. Două intervenții în primele 9 minute pentru Laura Glozer. Zadi, apușcăroaie, aruncă puternic, dar iată, există un răspuns din partea portarului de la Zalău. Foarte puternică aruncare Ștefaniei Stoica, a fost și bară. Sara Rus, mingea s-a dus din bară în bară, n-a intrat și n-a trecut linia porții, a avut șansă Sara Rus. Bălăceanu tot la Zici, linia de 9 metri a Zalăului. Ține posibilități pentru Gheorghe Tadic. Tot putea pătrunde, a avut culoar, însă a furat o pasă. Lazic joacă 1-1. Lazic, nou Lazic, este blocată de Pintea. În această vară echipa lui Gheorghe Tadic a învins Zalău pe MKS Lublin din Polonia, a făcut egal cu Ciznădie și cu Baia Mare, dar a pierdut la 12 goluri diferență în o întâlnire cu CSM Slatina, divizionarea secundă. Da, ciudat scor. Un meci care a avut loc la turneul de la Bekeșceaba în Ungaria. Sută Ștefania Stoica. Se oprește timpul pentru ștergerea suprafeței de joc. Vă spuneam, de partea cealaltă, CSM București a reușit să învingă Ferencváros, Crim Ljubljana, Budugnost și vicecampioana Rapid. Victorii categorice la 10 goluri diferență cu Craiova, la 9 goluri cu Buzău, la 16 goluri, cu Târgu Jiu. E clar că e foarte greu de oprit. Da, impresionant a fost victoria din finala Supercupei cu Rapid la 9 goluri. Înscrie din nou Ștefania Stoica, încet încet se transformă în cea mai bună marcatoare a meciului. Stamin până la urmă prinde mingea. Da, a egalat-o pe Crina Pintea, 4 goluri și pentru Ștefania Stoica, 23-10. Asta înseamnă să profiți de șansa care ți se oferă. Și a jucat foarte puțin în sezonul trecut, a marcat de 23 de ori doar în tot sezonul. Atunci când joci împotriva unei echipe cum este Zalăul, îți poți permite ca antrenor. Adi Vasile are această posibilitate de a trimite în teren mai mult jucătoare ca Ștefania Stoica, spre exemplu, sau poate ca Pușcăroaie. Iată din nou pe Ștefania Stoica, foarte inteligentă lucrarea sa. Mingea a trecut cumva prin brațe Sarei Rus, n-a mai avut timp să intervină. Trimis foarte puternic. În imagine Laura Glozer, portarul care a trecut sau a venit la CSM București de la Ghior. Trei intervenții până acum pentru Glozer, 5 pentru Davidson. În cealaltă parte Țăgean a avut 5 intervenții. N-au avut prea mult de treabă CSM București, portărițele de la CSM au și primit doar 10 goluri. Acum Bujor pentru Bălăceanu. Emilia Lazici pătrunde acolo, aruncare de la 7 metri, apărare în semicerc. A simțit acolo culoarul Emilia Lazici și până la urmă, iată o aruncare de la 7 metri pentru Zalău la scorul de 23-10. Să vedem cine va executa, pentru că ultima aruncare de la 7 metri a fost ratată de Handball Club Zalău prin Cristina Tot. Trimisă Alexia Gheorghe, tânăra jucătoare, și ratează și ea, trimite peste poartă. Sezonul precedent, într-o partidă disputată cam în aceeași perioadă, la începutul lunii septembrie, 38-22 a câștigat CSM București, un alt meci în care Gheorghe Tadic a fost foarte, foarte supărat pe margine.
după deciziile arbitrilor. Da, ultimele rezultate au fost victorii categorice pentru CSM București în compania jucătoarelor din Zaleu. Acum Laura Flips încearcă să pătrundă acolo, o faultată, aruncare de la 9 metri. A schimbat din nou liniile Adi Vasile, Ailin, că-i trimise pe semicerc acum Graza Adi pentru Laura Flips și aruncare de la 7 metri. Nici de această dată franțuzoica nu și-a trecut numele pe lista marcatoarelor. Să vedem cine va executa. Stoica primește, da, primește încredere și asta e foarte bine. N-a mai văzut-o pe Neagu pe teren de la începutul meciului. A jucat puțin la începutul meciului. Ratează însă Ștefania Stoica. Și nici nu cred că va mai intra Cristina Neagu Giovanni, pentru că la acest scor n-are de ce. Nu mai sunt probleme. Acum Bujor pentru Stamin. Lazici. Se plimbă mingea la 9 metri, pătrunde și scoate aruncarea de la 7 metri Bălăceanu. În 2022 Zalăul a marcat doar 18 goluri în București, 34-18 s-a terminat atunci. Doar, stai să vedem dacă astăzi va reuși să... Să vedem dacă va reuși, exact asta vreau să spun, că a trecut aproape 2 ani. 44 minutul, mai sunt 16 până la final, 16 minute și jumate și ar trebui să mai punteze de 8 ori să egaleze acea cifră. Vedem cum va arăta finalul de meci. Din nou Cristina tot ratează. Incredibil. Era Glozer, reușește să ghicească intenția adversarelor, s-a întâmplat și mai devreme. Cristina tot a avut o bară din 7 metri, acum o nimerește pe Laura Glozer. Pe spațiu, pe mijlocul porții a trimis acolo Cristina tot. Nu putea să o păcălească pe Laura Glozer. Și scorul rămâne 23-10. Acum Kobilinska, Zadi pătrunde și ea pe extremă. Iată, a intrat Zelica Nicolici, dar calcă semicercul. Da, și nu marchează. E prima dată când o vede pe teren pe Nicolici. Frumoasă pătrundere și gol pe această dată de Bălăceanu. Bălăceanu a marcat, n-a mai scos, doar aruncarea de la 7 metri, pătrunde decisiv acolo printre Pintea și din Diligan. Da, o fentă frumoasă Bălăceanu, acum o eroare a campioanelor, dar nu s-a executat din locul de unde trebuia să se întâmple asta. Nu mai e concentrarea maximă nici la CSM București, au început să apară tot mai multe greșeli. La acest scor e normal, sunt 12 lungimi distanță în favoarea campioanei României, un început cu dreptul. Bujor s-a opus acolo, Crina Pintea. Pleacă pe un contraatac, faza a doua, însă s-au repliat foarte bine zeloancele. Kubilinska, e o pasă prea lungă, Nicolici nu putea să recepționeze. Și o nouă posibilitate pentru Zalău, 23-11, se prefigurează una din cele mai dure înfrângeri pentru zeloance. Să le acordăm în istoria disputelor cu CSM București. Da, să le acordăm circunstanțe și jucătoarelor, pentru că e început de sezon, abia se acomodează cu meciurile. Două minute eliminare pentru Crina Pintea, probabil. Sau Kobilinska, Kobilinska până la urmă, da. Ia șase jucătoare din total. Șase eliminări, șase jucătoare. Da. Monica Kobilinska. O mână în față, da, într-adevăr. Pentru asta, primit eliminare. Bălăceanu se duce peste adversar, are curaj. Necula pentru Lazici și o nouă aruncare de la 7 metri. Să vedem dacă va fi cu folos acum, pentru că Zalău a ratat trei asemenea oportunități, da? Bujor cred că va executa. Da, ea s-a dus să ia minge acolo.
hotărâtă în fața golului cu numărul 12, tot Laura Gloser rămâne între buturi. Puternica Bujor la 7 metri. Nu mai are acum răspuns Gloser. Și iată, după 3 aruncări de la 7 metri consecutiv ratată de echipa lui Gheorghe Tadici, primul Bujor gol, reușește să marcheze. Primul gol pentru Andreea Bujor în acest meci. Altădată o jucătoare care marca mult, foarte mult pentru Zalău. În sezonul trecut a punctat de 60 de ori. A fost a patra marcatoare a echipei. Acum Rotaru pentru Kobilinska. Kobilinska și s-a opus Sararus. Nu putem spune că portărițele de la Zalău au jucat rău. Și Sararus, patru și intervenții, patru intervenții pentru Sararus în aceste prime 18 minute. Viorica Țăgean a avut și ea 5 parade. Și Adi Vasile cere ultimul time-out, pentru că CSM București nu mai joacă deloc bine în ultimul timp. În ultimele 6-7 minute, cred că a marcat-o singură dată. Laura will be here. I want us to play Portugal, but Mochi and Steffi, I don't want us to start the attack from here, I want us to start the attack from here. Okay? So we put very strong pressure here, very strong pressure here. Sorry, pivot is here. Then Laura, you come in this situation, okay? So we start our attack from here. Now, until the end, what I want us to do, I want you to be a little bit more focused for everything, because it looks like crap, this kind of thing, but we have to be better for ourselves. So take care with the passes, with the decision, take care with everything you do there. Come on, haide! Let's go! Cea mai bună indicație pentru un joc de acest gen, haide să ne vedem de jocul nostru. Da, pentru că le-a cerut concentrare, e clar că jucătoarele de la CSM n-au mai dat totul în ultimele minute. Da, e clar că e un singur gol în ultimele 8 minute, 7 minute și jumătate. A marcat mult mai puțin, într-adevăr, a marcat mult mai puțin echipa lui Adi Vasile. A fost 23-10 și acum este 23-12, dar în ultimele 8 minute și jumătate Zalăul a marcat de 2 ori CSM-ul niciodată. Plus acele ratări de la 7 metri. Foarte puține goluri, trebuie să spunem. Mult mai puține decât ne așteptam, e adevărat. Tundere frumoasă pentru Flips, care marchează și ea prima dată în tricoul de la CSM București în Liga Florilor. Laura Flips, o jucătoare de mână stângă, evoluează atât pe postul de inter, cât și pe extremă. Ea s-a consacrat la Naționala Franței pe postul de extremă, nu este exact o jucătoare foarte înaltă. Acum, dar iată ce poate să facă. A stat la pândă, contraatacul este finalizat. Un nou cadou făcut de Cristina Tot și Laura Flips puntează de 2 ori consecutiv. 13 goluri avans, e o diferență maximă în acest moment, 25-12. Și așa cum spuneai și tu, Marian, va fi foarte greu echipei lui Tadici să marcheze 18 goluri și probabil că va fi un nou record negativ din punct de vedere al golurilor marcate în meciurile cu CSM București. Laura Gloser, este o nouă paradă. Asta și pentru că Gloser e în poartă și ea e hotărâtă să nu lase nicio minge să treacă. Laura Flix pentru Crina Pintea. Mingea o lovește acolo în picior pe Bujor și CSM-ul rămâne în atac, aruncare de la 9 metri. A revenit acolo pe pivot Wilde Ingstad. Program mai dificil în continuare pentru CSM București, trebuie să spunem, pentru că va urma o deplasare la Cisnădie și apoi meciul cu Rapid
în etapa a treia, derbiul campionatului. Din nou Rapid se întâlnesc cele două echipe, pentru că sezonul trecut se întâlniseră în prima rundă. Așa, a fost egalitate atunci, 31-31. La Rapid acasă, Jurești, pentru că în sala polivalentă CSM-ul s-a impus cu un singur gol diferență. Frumoasă pătrunderea Ștefaniei Stoica și un nou gol. Vedem aici și golul marcat de Stamin, care în continuare are procentaje bune. 26-13. Azici, Bujor. Nu Bujor, însă a fost acolo un fault. Bălăceanu faultată, aruncare de la 9 metri, Bujor pentru Emilia Lazici. Emilia Lazici nu e lăsat acolo să se înalțe de Crina Pintea. Și ea o jucătoare care a trecut pe la Zalău. Acum Lazici. Lazici și încă o paradă pentru Glozer. Dar acum e o nouă posibilitate, aruncare de la 7 metri, eliminare de 2 minute. Probabil pentru Ingstad. Da. N-avea eliminare, să știi. Și continuăm seria jucătoarelor care sunt eliminate de la CSM București. Sunt 7 acum, nu? 7 jucătoare, 7 eliminări. 7 jucătoare diferite. Trebuie spus asta. Cu 9 minute înainte de final, 26-13. Din nou Bujor. A marcat... la precedenta aruncare. O face și acum în minutul 51, al doilea gol pentru Bujor, 26-14 pentru CSM București. E genul de meci după care spui a defilat CSM-ul. Și nici nu puteam să ne așteptăm la altceva. Nu se putea întâmpla altfel, într-adevăr, pentru că diferența este foarte mare de valoare și Zalăul va avea viață grea în acest sezon. Crina Pintea marchează și ea, 27-14. Naumenko pătrunde acolo și înscrie și ea pentru prima oară. Primul gol, pivotul Zalăului. Adriana Naumenko, un pivot de origine ucraineană. Nemulțumit acolo Glozer. Ar fi vrut să mai închide o dată poarta. Stoica pentru Rotaru. Aita și Kobilinska. Rotaru însă ia această fază pe contropriu și reușește să înscrie golul cu numărul 20. O poartă goală. Iată, Stamin înscrie. Se înscriu goluri pe bandă rulantă acum. Au început să dea drumul la goluri. 44 de goluri în 53 de minute. Curg, dar s-au înscris în ultimele două minute, s-au înscris de 6 goluri. 2 minute și jumătate. Revine pe teren Emily Hansen. Merge în centru. Rotaru a intrat pe postul de interstânga, însă acolo vine Arsen, era normal să întâmple asta. Da, Arsen în interstânga, Rotaru în centru și Kobilinska în interdreapta, pasă pentru Emily Arsen, schimb de pase la 9 metri. Se apără mai bine Zalău, asta vreau să zic. Mult mai bine se apără Zalăuancele. Intra și Ailinca pe pivot la CSM București. Rotaru pentru Emily Arță, în pasă pe Ailinca-i și marchează tânăra Andreea a doua oară. Se grăbește Zalăul, încercă să marcheze repede. 6 minute și jumătate până la finalul meciului. 13 goluri avans pentru CSM București, care probabil va fi primul lider al campionatului. Această victorie concludentă din sala Apollo. Mai sunt câteva meciuri care se anunță dezechilibrate. Vom vedea astăzi dacă CSM-ul cu acest plus 13 va rămâne pe primul loc.
De la 17:30 vă așteptăm la Dunărea Brăila, Gloria Buzău. Va fi mult mai multă intensitate și cu siguranță joc mai echilibrat. Bozer recuperează Ansen în contra Rotaru. Ansen, Kubilinska, Ansen! Al treilea gol Emily Ansen în această întâlnire, primul în repriza secundă pentru norvegiancă. O minge plasată, excelent! Avem în reluare și o pasă dată de Emily Ansen pentru pivotul Ailinkăi. Una dintre jucătoarele foarte, foarte importante pentru CSM București, mai ales în faza de apărare, va fi un centru al defensivei norvegian pentru CSM București în acest sezon, Emily Ansen cu Vilde Ingstad. Da, două jucătoare cu multă experiență și care par să se afle în vârful carierei. Să vedem dacă o vor ajuta pe CSM București să ajungă din nou în Final Four după 5 ani. Și uitându-ne puțin la ce s-a întâmplat la celelalte echipe pretendente, să spunem, la acest Final Four al Champions League, va fi foarte complicat. Da, rămân deschise acolo. Gheorul rămâne una dintre favorite tot timpul. Team Esbjerg și-a făcut o echipă foarte puternică. Vipers Kristiansand, campioana ultimelor trei ediții, rămâne la fel cu șanse mari la Final Four. Vom vedea. Iar în care de la margine, Laura Glozer s-a mai opus odată față în față cu Alexia Gheorghe. Acum Lazici pentru pivot, nicio șansă acolo pentru Moisin. 4 minute de joc, CSM București are 14 goluri diferență. Bujor se opune însă foarte bine a Ailinkăi. Excelent blocaj extraordinar al tinerei jucătoare de la CSM București. Ailinkăi se marcă Pintea, fizic de pivot foarte, foarte bun. Dezechilibru acestei partide i-a dat posibilitatea lui Adi Vasile să dea minute mult mai multe tinerilor sale jucătoare. A debutat chiar și Ramona Apușcăroaie. A evoluat câteva minute, cred că a fost 3-4 minute în teren. Amenințare de joc pasiv pentru Zalău, trebuie să arunce la poartă, o face Bujor, dar din acel unghi greu să reușești ceva. Contraatac cu Emily Ansen, gol! Ce elegant, ce frumos a finalizat Emily Ansen. O aruncare în forță, da, e ceva ce se întâmplă de multe ori acum. Emily Ansen însă așteaptă exact cum să o învingă pe Sara Rus. 31-16, s-a mărit la 15 goluri diferența cu mai puțin de 3 minute până la final. Cristina Tot, Bălăceanu, Emilia Lazici. Cred că unul din punctele forte ale CSM-ului va fi apărarea în acest sezon, pentru că e greu, foarte greu să depășești o defensivă masivă precum cea a CSM-ului. Doar prin acțiuni rapide ai putea să o faci. Lazici. Și nu prin forță. Care ajunge și la Gheorghe. Cristina Tot întreabă câte pase. Vedem Bălăceanu pătrunde aruncare de la 7 metri. Era cu ambele picioare în semicerc Emily Ansen și 2 minute eliminare pentru Ailinkăi, dacă am văzut bine. Ea avea una. O primește pe cea de-a doua. Da, prima jucătoare de la CSM București care are două eliminări. Ailinkăi. Ai spune că a fost un meci foarte dur, urmărind cele 8 eliminări de 2 minute ale CSM-ului. Dar e o echipă care pune totul în apărare, dă totul acolo, chiar dacă rămâne în inferioritate numerică. Bujor la 7 metri.
pentru golul cu numărul 17. Să vedem dacă el va veni. Ujor ratează din nou Laura Glozer. 4 aruncări de la 7 metri ratate de CSM București. 3 dintre ele apărate de Glozer. Poate în repriza a doua. Nu, a fost una în prima repriză. Da, adevăr, da. Oricum, 4 aruncări de la 7 metri, foarte, foarte mult. Ratate, spun. Hansen. Pentru Rotaru. Glozer, la modul cum a apărat în primele, în Supercupă și astăzi, își pune amprenta pe jocul CSM-ului și se anunță a fi titulară. Ce aruncare puternică, precisă, lui Emily Hansen. 16 goluri avans în favoarea echipei gazdă. Contraatac cu Crina Pintea. Crina Pintea față în față cu Sara Rus. Ce aruncare a Crinei Pintea. S-a uitat în palmă. I-a scăpat mingea cumva. Greșel de o parte și de alta. Cred că cele două echipe așteaptă finalul meciului. Nimic nu se mai poate întâmpla. 16 goluri diferență. Dublu CSM față de Zalău. Și am revăzut acea ratare incredibilă a Crinei Pintea. Au fost 16 goluri în urmă cu 2 ani, 16 goluri anul trecut, sunt 16 goluri acum. Cu doar 20 de secunde înainte de final, aruncă și înscrie Crina Pintea. 33-16. Ultima posibilitate pentru Stamin. Stamin oprită de Laura Glozer. Mai sunt doar câteva secunde. 8 intervenții pentru Glozer. Mai mult de 50% procentaj și cred că nu se mai pune acest gol. Crina Pintea marcase, dar după timpul, după expirarea timpului de joc sau nu, să vedem ce au dictat cei doi arbitri. Nu. Rămâne scorul 33-16. O partidă dominată clar de CSM București, campioana. Începe foarte bine campionatul cu un succes la scor. Cristina Neagu a jucat doar în prima repriză. Așadar, 33-16, CSM București Handball Club Zalău. Rămâneți pe Pro Arena de la ora 17:30. Vă invităm la o partidă mult, mult mai echilibrată, cu siguranță, între Dunărea Brăila și Gloria Buzău.